E, uite, ca și cum n-ar fi fost destul că este deja în cursa de eliminare și că a încălcat regulamentul, Ștefan a mai comis-o din nou, a fost amendat pentru faptul că a dormit în timpul zilei și a primit amendă 100 de lei din bugetul comun. Evident că băieții n-au fost foarte încântați să audă această veste, în special Liviu, care l-a tot luat la Caterinca și a început să le spună tuturor băieților de prin casă de grozava veste, iar mai apoi a avut grijă și ca Cristian să nu doarmă și el, pentru că a tot stat foarte mult la soare zilele acestea să se bronzeze și părea că doarme acolo, că stă întins și că e pe punctul de a dormi cu toate că Liviu a luat în glumă acest, această amendă primită și o spunea într-un mod drăguț prin casă, Raluca de la Caprici spune că ar trebui să trateze mai cu responsabilitate aceste lucruri și să ia în serios faptul că se taie din bugetul comun și toată casa băieților este afectată și să nu se mai ascundă după degete, să se prefacă că nu e nimic, că nu îi deranjează, când de fapt cu toții sunt deranjați.